În acest weekend, un tânăr în vârstă de 21 de ani și-a pierdut viața după ce a ales să se răcorească în fluviul Dunărea. În sezonul estival, pentru a suporta mai ușor temperaturile ridicate, cetățenii preferă să petreacă timpul în natură, desfășurând diverse activități recreative care implică și scăldatul în ape curgătoare sau lacuri. Tânărul în vârstă de circa 21 de ani dispărut sâmbătă în fluviul Dunărea nu a fost găsit, dar căutările au fost reluate a doua zi. Acesta a fost găsit pe raza localității Gura Văii de echipajul de scafandrie din cadrul Isume Hedinț și a fost adus la mal. Severinanul, care s-ar fi aventurat în apă cu un golac, a fost student la școala Marian Babadag din Constanța. În acest weekend, o persoană și-a pierdut viața în fluviul Dunărea. Pentru prevenirea riscului de NEC, recomandăm cetățenilor să frecventeze locurile special amenajate pentru NOD și să respecte avertizările privind interzicerea scăldatului în alte zone decât cele autorizate. Totodată, o atenție deosebită trebuie acordată și copiilor care nu trebuie lăsați nesupravegheați, mai ales în zone în care există riscul căderii acestora în apă. Pompierii mehedințeni au fost solicitați duminică să intervină în localitatea Balta Verde pentru căutarea unei alte persoane dispărute în fluviul Dunărea. La locul intervenției au fost mobilizate echipaje de căutare salvare din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin. La scurt timp după lansarea bărcii în apă, bărbatul în vârstă de circa 56 de ani a fost găsit și adus la mal. Acesta nu mai prezenta semne vitale.